Pavel spune bisericii, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. M-am gândit de multe ori care este această lege. Cuvântul Dumnezeu ne spune în Efeseni, capitolul 4, căci Hristos atât de mult a iubit biserica încât a dat viața pentru ea. Ceea ce trebuie să știm este că noi suntem biserica lui Hristos. Și la temelia acestei biserici este Hristos, dar în același timp ancora pe care trebuie să se vadă în comunitatea bisericii, în noi, trebuie să fie această lege pe care Hristos ne-a arătat-o la Calvar, și anume, noi suntem născuți în dragostea lui Dumnezeu necondiționată, în ceea ce Hristos, de bunăvoie, acum 2000 de ani, între cer și pământ, și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem viață veșnică, ca noi să fim biserica lui Dumnezeu în generația aceasta. Ceea ce va face ca această biserică să fie o biserică puternică este dragostea pe care noi trebuie să arătăm unii față de alții. Unitatea bisericii nu o dăruiește educația cuiva, talentele cuiva, nu o dă poate profesia cuiva sau nivelul social, economic, genul cine ești tu de fapt, ci ceea ce ne face să fim biserică este ceea ce Duhul Sfânt în ziua cincizecimii a făcut ucenicii, și anume a pus în gura lor un mesaj al împărăției lui Dumnezeu și a zis: duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile. Tu și eu suntem chemați să răspândim dragostea lui Dumnezeu. Și această dragoste este o dragoste sacrificială, și anume să ne purtăm poverile unii altora. Am vrea să ne rugăm pentru cei poate îngenunchiați de suferință din biserica noastră. Poate sunt aici, unii poate nu sunt. În special sunt trei mame foarte bolnave. Am vrea să ne rugăm pentru Geta Conțac. Trecem printr-o suferință foarte gravă. Doctorii n-au știut nici măcar diagnosticul și știm că situația în care este acum a dus trei copii la binecuvântare în această biserică și acum trebuie să-i crească un babysitter. De ce? Fiindcă este în suferință. Apoi Daniela Soldan, de asemenea, luni de zile, doctorii încă nu știu ce are. Dumnezeu poate să o vindece și pe ea. Apoi știm că Lena Gălășel, de asemenea, trece printr-o încercare foarte mare. Ne rugăm ca ceea ce Dumnezeu a pus în pântecul ei, acea fetiță, Dumnezeu să dăruiască viață. Știm că Dumnezeu poate să pună în dreptul ei viață. Dacă doctorii spune că și nu va supraviețui, noi știm că avem un Dumnezeu viu care, dacă dă copiilor lui copii, face să aibă viață. Amin? Și în această seară, în locul acesta, mai este un frățior, Ruben. Ne-a rugat pentru el și vrem să ne rugăm și în această seară. Miercuri din nou va avea operație pe inimă și ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. Ceea ce doctorii nu poate să facă, poate să facă Dumnezeul tău și Dumnezeul meu. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm pentru cei în suferință. Invit pe Ruben sau orice altă persoană care este bolnavă în locul acesta să vină aici în față. Frații și toți vor pune mâinile peste voi. Vrem să purtăm poverile, vrem să știm că Dumnezeu și astăzi vindecă, tămăduiește, eliberează, iartă păcatele, schimbă vieți. În numele Domnului este vindecare prin rănile lui Iisus și astăzi este schimbare. Și vrem să ne rugăm în aceste momente pentru cei în suferință, Dumnezeu să tămăduiască, Dumnezeu să vindece. Deci să nu uităm, să ne uităm, să ne rugăm pentru Geta, pentru Daniela, pentru Lena, pentru Ruben. Și dacă mai sunt și alte persoane, îndrăzniți și să ne rugați-vă cu credință, căci Dumnezeul nostru face minuni și tămăduiește acum și aici prin credință. Să ne rugăm cu toții și să chemăm numele Domnului prin vindecare. Amin.